de astăzi suntem oficial 8 miliarde de oameni pe planetă. Până în anii 1800, lumea avea mai puțin de un miliard de oameni, iar acum a fost nevoie de doar 12 ani pentru a crește de la 7 la 8 miliarde. Populația planetei a ajuns să schimbe prefixul astăzi, 15 noiembrie, la ora 10, ora României, potrivit statisticilor publicate pe site-ul World Matters, unde sunt contabilizate atât decesele cât și nașterile de pe întregul glob. Estimările inițiale spuneau că vom ajunge la această cifră abia în 2025 și iată că am atins acest prag mai repede cu 3 ani. Următorul prag de 9 miliarde ar trebui să fie atins peste 15 ani, adică am putea vorbi de o încetinire a creșterii numărului de pământeni.